Amt. Ce tu că vrei să te faci când erai mic? Când eram mic, voiam să mă fac medic, stomatolog. De la mine s-a inspirat. M-a auzit că vreau să mă fac dentist și a vrut și el să facă dentist. Dar mama n-a vrut. Deci cam ăsta e scenariul de astăzi. Magi și-a dorit foarte tare din copilărie să fie medic, stomatolog. Da. Iar astăzi experimentează. Fără niciun pic de cunoștințe. L-am testat mai devreme, nici măcar nu știe care sunt instrumentele. O să-i le arăt. Atenție, totul se întâmplă cu camere secrete. Ne băgăm? Vă lăsați pe mâna mea? Arătați câte ceva pe aici cum funcționează, ca să pară și el un pic credibil. Bine ați venit! Ia să vedem ce aveți în gură! Lumină, apă! Yeah. Ușor, Mangi. Ai reușit, vezi? Scoatem vreun dinte, vreo mățea? Gata, sunt pregătit. Mamă, ce o să iasă, Doamne? Doamnă, ne atragem tare, cu putere, să scoatem măsuluța. Bun, Magi, baftă. Mulțumesc. Să vină primul pacient. Să vină. El este prietenul meu, Robert. Da, cred că îl cunoșteam. Doamna Vasile Miliană. Este cel greu. Cunoaștem din copilărie. Luați loc pe scaun. Poate face o magie și pentru mine. Păi să știți că... M-a tot rugat. Se roagă de mine de 2 ani de zile. Să asiste la ședințe. Nu să asist. Să mă lase să ajut eu și eu oamenii. Dacă plec zdravă, nicio problemă. Eu n-am mai făcut, dar îmi place mult, 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 mult de tot îmi place. Încă n-am niciun studiu, n-am. Doar a stat pe lângă mine ieri și alaltă ei, a văzut câțiva pacienți. Astăzi am mai scos 2 dinți. Îmi venea să o bat pe doamna de mai devreme. N-am, da, asta e, n-am. Vă răsați pe mâna mea? Pot? Să am încredere? V-am spus. Dacă aveți încredere? Hai să-l lăsăm pe domnul doctor să-și facă. Mă chemați dacă aveți. Dar eu vă las pe mine. Zic ce fac acum. Poți să te uiți dacă vrei să extragi un dinte. Deci care ți se pare mai. Și să faci anestezie înainte de extracție. Da. Bine, mă strigați sau mă sunați? Cum ar fi? Astea sunt. Nu sunt. Și ele. Dă-mi altele, te rog. Ia, gura mare. Ăsta e bun. Opa. Mai cu atenție. Ăla se mișcă, să știți. Păi știu ce mă așteaptă. Haideți. Doamnă. Doamnă, aveți încredere în mine? Da, perfectă încredere. Doamnă, vă rog, îmi doresc mult de tot. Eu îmi doresc de mic copil să fac asta. Cred. Doamne, pot să trag. Nu te-ai jucat când ai fost mic. Doamne, eu vin să trage tare cu putere. Și să scoate dintele, repede! Un doctor m-a ținut pe mine 30 de minute! Domnul doctor, mă ridic de pe scaun și plec acasă. Haideți, doamnă. Nu mai uite, mă ridic și plec. Ar fi păcat să plecați așa, fără să știți că a fost o farsă. Cred că m-am prins cumva. Deci nu l-ați crezut? Nu 100%. N-ați avut încredere în el? Nici n-aveam cum să am încredere. Să știți de la bun început, n-am mai făcut, cu acordul dumneavoastră, vreau să vă ajut. Adică? Eu să vă fac lucrarea. Dumneavoastră, da? Da. Ne băgăm? Vă lăsați pe mâna mea? Am emoții dumneavoastră. Haideți să-i dăm drumul. Îi dăm drumul? Hai să-i dăm drumul, să vedem ce este. Eu sunt magician. Vă spune nimeni? Omul e praf, nu știe nimic. E avion. Ia, deschideți gura. Dăm aici, de jur împrejurul lui. Dăm să amorțească acolo, da? Așa. Și cum ai zice, pește? Îl scoatem. Haideți să mă speriați până la... Nu vreau, îmi pare rău. Haideți să-ți scoatem. Nu, vă rog frumos, nu. Haideți, doamnă, vă rog, eu îmi doresc mult de tot. Dorind dumneavoastră, îmi doresc eu așa. Doamnă, tratare!
vrei. Știu. Și repede n-o să vă doară deloc. Mm-hmm. Reglați-vă vocea, vă fug tot. Da, doamnă. Ne atragem tare, cu putere, să scoată măsăluța. Hai, Ramona, țin-o pe doamnă. Mai de capul meu. Haideți, doamnă, să vă scot dintre, nu mă mai enervați. Magi, n-ai nicio șansă cu doamna. Doamna a fost o farsă. Amăruță suntem. Amăruță sunteți? Da. Spuneți-mi cum a fost experiența cu acest dentist în... Dar nu m-a convins, îmi pare rău, nu m-a convins. Dar am văzut că ați fost extrem de calmă, cred că mă ridicam de 10 ori de pe scaun. Păi da, a fost și plăcut, că vorbea foarte, foarte frumos, dar nu m-a convins. Nu-mi plac medicii nepricepuți. O, uitați. Uitați, ca la poliție. Mie trebuie mâinile dacă nu beau ceva. Aolo. Vă dau ceva? Ce? Ufișinată, de la țară. Păi și vezi și lucrat? Nu, că nu beau mult, beau puțin. Ura mare, ura mare. Nu am văzut. Ia ziceți cum vă simțiți acum, nu vreau să intru prea adânc în... Dar nu e problemă acolo. Unde? Acolo. Eu am venit să-mi fac igienizare. Cum se descurcă? Pacienta e incredibil de liniștită. Are încredere totală. El nu se pricepe deloc. E foto cu ele. Sunt sigur că știți ce faceți. Da. Ați fost curajoasă. Nu mai simt partea stângă, buzele mă ustră, e ok, sunteți pe drumul cel bun. Da, e bine, bine că nu m-am făcut injecție. Mulțumim frumos. Țineți-o pe magie. Ia să vedem ce ai tu acolo. Ia deschide gura. Petruț! Mă chem! Petruț, te rog eu. Fac injecția în gingie, în gingie. Sau între unde între. Bă, bune, fac. Mamă, mâncați-ași gura. Hai Ramona să punem implantul. Când văd astea că se bagă în piele mole și... A fost o farsă, domnule! A fost o farsă! Cum v-ați simțit la consultația de astăzi? Foarte bine! Sunteți bine în primul rând? Sunt un pic amorsit, dar e bine. Magi, a sunat prima pacientă și mi-a spus că o ustură buza, o arde gingia. Băi, nu mai folosim asta, ți-l iau acum, da, pe ce am zis, asta anesteziem doar dinții, nu dăm pe buză, pe obraz, pe... Nu mai dau, bă, asta nu-mi place. Că să le faci, când te duci la un dentist, trebuie să vezi și la el, uite, ăsta. Când te duci la cineva să slăbești, nu te duci la un gras să slăbești, știi? Eu am gura strâmbă și zic, cum să vină oameni la mine? Mai avem pe cineva astăzi? Doamne ferește!